Numai multe zile de la acele evenimente care au tulburat întreținutul. Revolte, acuzați, judecata, condamnarea și crucificarea omului din Nazaret cu numele de Isus și pe lângă el alți doi tâlhari. În acea zi, întunericul a acoperit pământul de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, când Isus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atunci, în momentul morții sale, cortina templului s-a rupt în două. De sus până jos, pământul s-a cutremurat și pietrele de pe morminte s-au desprins, iar mulți morți îngropați au revenit la viață. Dar acum în Ierusalim se ducea zvonul cu repeziciune că acest Iisus din Nazaret a murit pe cruce pentru blasfemie și alte acuzați aduse de către preoții cei mai de seamă și cum ar fi înviat a treia zi după moartea și îngroparea sa. În cetate erau oameni de multe locuri și toți au auzit vestea și nimeni nu știa ce să creadă. Un grup de jurnaliști de la școala de farisei s-au grăbit să prindă evenimentul și să vadă cât adevăr conține zvonul acela. Vino mai repede, că pierdem știrea! Uite, s-a adunat un grup de oameni în fața templului. Ce vrea să fie localnicii? Ce vrea să fie idei veniți din alte provincii? Chiar cine custodii veniți din alte țări? Și sigur vom avea informații. Stai să adun sulul cu legile. Uite, mulțimea de acolo începe să facă liniște. Să auzim ce va spune omul din mijlocul lor referitor la subiectul nostru. Măi, auzi ce aud și eu? Hmm? Omul ăsta vorbește despre acel Iisus. Liniștește mulțimea, pentru că s-au strâns, s-au adunat și încep să facă liniște. Și uite, ha, e unul acolo, începe să vorbească. Aștia... Nu prea e clar ce zice ăsta. Nu prea am ceva nou de notat din ce zice el? Ce să scrii? Hai, lasă-le pe astea. Hai să luăm interviu. E cel mai sigur și așa aflăm mai multe. Da. Hai să începem cu persoanele de acolo. Poate știu ce s-a întâmplat în localitatea asta de acum. Shalom, noi suntem reporteri de la Școala Gamaliel și am vrea să știm dacă aveți informații despre evenimentele recente cu acel om Iisus care zice că a murit și apoi a fi înviat. Noi nu ne pricepem la teologia evreiască, dar tot ce am auzit este că cărțile au păzit mormântul zi și noapte, iar mormântul a fost închis cu o piatră mare și sigilat cu peceți romane de însuși Pilat. Soldații au stat de strajă permanent, deci era imposibil ca cineva să fi trecut de gărzi. Da, și arăta mort înainte să fie pus în mormânt. Chiar eram acolo, priveam de departe cum au străpuns cosuliță în coasea lui și cum i-o... Și cum i-o curs sânge și apă. Erau mort de câteva ore deja. Am înțeles. Mulțumim frumos. Sper că ai notat. Da, am notat. Hai să mai începem și pe altcineva. Uite acolo! Nu vă supărați, câteva întrebări despre Iisus? Nu, îmi pare rău, mă grăbesc. Vă rugăm? Nu! Ce au oamenii aceștia? Uite un soldat acolo, sigur că trebuie să știe ceva. Hai la el să-l întrebăm. Ave Cezar, nu te supăra. Vrem și noi să aflăm care este treaba cu zvonurile acestea, în care tot orașul vorbește, dar nimeni nu știe ce să creadă. Nu cumva trupul lui Iisus a fost furat de ucenicii lui? Ei bine, eu pot spune că am luat parte împreună cu ceilalți soldați la răstignirea lui și în momentul când a murit. Un mare cutremur de pământ a avut loc și cerul s-a întunecat și stâncile se despică. Au fost ceva îngrozitor și toate acestea mă fac să cred că a fost Fiul lui Dumnezeu. Cum vă simțiți după aceste întâmplări? Niciodată nu am mai trăit așa ceva. Eu cred că tot ce am procedat greșit, eu cred că Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu. Eu am auzit că voi romanii ați răspândit vestea că ucenicii au furat trupul lui Iisus. Vă mulțumim! Bun, dar dacă asta are dreptate, atunci ce s-a întâmplat totuși? Unde este trupul? Sau chiar o fi viu? Nu știu. Știu eu despre moartea lui. Eu sunt Iosif din Arimatea, dar nu scrieți numele meu acolo, vă rog. Eu și cu Nicodim, învățător la templu, îl cunoaștem pe Iisus. Am stat de vorbă cu el și i-am pus multe întrebări. Eu în viața mea am întâlnit mulți oameni care învățau scripturile, dar el avea toată scriptura în minte. Eu am văzut multe minuni care el le făcea. Nu cred că era un singur proroc sau învățător al legii. Când am aflat că a fost răstignit și a murit, am cerut să mi se dea voie să-l îngrop, deoarece nimeni nu mai era cu el. Toți îl părăsise. M-am dus eu la Pilat și am cerut
voie să iau trupul lui Iisus. Acesta mi l-a dat, dar i-a spus mai întâi surtasului gardian să meargă să verifice dacă e mort. În drum spre Golgota l-am întâlnit și pe Nicodim, care a luat cu el amestec de smirnă și aloe. Soldații, când l-au dat jos pe Iisus, nu mai au stropit picioarele, doar le-au înțepat în coaste și să confirme de unde a curs apă și sânge. L-am luat, l-am dus, pus într-un mormânt. L-am înfășat în giurgiu miresmat și cu patru oameni am pus o piatră mare la intrarea mormântului. Stai puțin, că nu înțeleg. Atunci cum se zice că piatra a fost dată la o parte și trupul lipsește? Nu știu. Întrebați-i pe omul acela, care el știe, care este unul dintre ucenici. El știe, el a zis că acum este printre noi. Shalom, frate, nu-ți fie cu supărare. Căutăm și noi pe cineva care a fost aproape de Nazariteanul, care a fost răstignit de curând să ne lumineze și pe noi. Cât tare încurcați suntem cu vestile. Pacă e mort, pacă e viu, pacă trupul lipsește. Și tu trebuie să știi ceva. Nu știu cine sunteți și nici cu ce gânduri ați venit să puneți întrebări, dar mă mărturisesc că nu sunteți singurii care vreți să vă îndoiți. Mă numesc Toma și sunt unul dintre 12 ucenici al lui. După ce l-am omorât pe nedrept, noi ne-am ascuns la rude și pretende, teama ideilor. Numai mama lui și celelalte femei au avut curajul să meargă la mormânt. Ele spun că nu l-a găsit acolo, bă chiar că Maria Magdalena l-a întâlnit pe el fără să-l recunoască, întâi în grădina mormântului. Și apoi Iisus a mai arătat cu celelalți ucenici, dar eu nu eram atunci cu ei acolo. Deci nu l-ai văzut, nu? Nu puteam să cred că tânțina mea îmi doream să fie adevărat. M-am dus să caut unde erau celelalți ucenici adunați și în loc să-i găsesc plângi cu inimele frânte, eu am găsit bucuroși că o povesteau că învățătorul nostru a înviat și că li s-a arătat. Am mărturisit îndoiele mele, doar studiam în Isaia că Mesia trebuia să fie răspuns pentru păcatele noastre și ne-am adus aminte că Iisus ne vestea că va fi dat în mâna preoților și răstunghit. Dar partea cu învierea nu o înțelegeam deloc. Doar dacă voi vedea semnul cuilor și voi pune mâna pe coasta lui, atunci voi credea că am spuneam eu. Așa și? Și cum stăteam noi acolo, cu ușile încuiate de frică, dintr-o dată au apărut în mijlocul nostru. El știe toate îndoiele mele și m-a spus să pun mâna pe urmele rănilor lui și să cred, să nu fiu necredincioș, ci credincioș. Știu că e greu pentru voi să mă credeți, dar uitați-vă la mine, mai arăt eu în doliu. Stați și vă gândiți, puteam eu oare atinge un duh? Bună întrebare! Bun, și totuși cum a înviat atunci? Dar vezi, părerele sunt împărțite. Nu știu nici dacă a murit, nici dacă a înviat. Poate a fost doar leșinat. E un întreg mister acest Iisus. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? Tu ești singurul să iei înainte în Ierusalim. Te nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Nu ai auzit ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înainte lui Dumnezeu și înainte întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit, mulți ceau nădejde că el este acela care îl va izbăvi pe Israel. Dar încă, niște femei ne-au pus în uimire. Ele s-au dus, dis de dimineață, la mormântul lui și au găsit că trupul lipsește. Ele ne-au spus că au văzut și o vedenie de înger, care spunea că el este viu. Oare nu ați auzit pe Iisus spunând că își va fi dat în mâna neamurilor, îl vor bajocori, îl vor ocări și îl vor scuipa, dar după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Uită-te ce semne are pe mână, parcă a fost răpus de ceva și este plin de urme de răni. Da, dumneavoastră, îl citeați pe prorocul Isaia, care îl vestea pe Mesia. Dar dumneavoastră, de ce aveți aceste semne pe mâini? Precum am spus, vrem să aflăm adevărul. Eu sunt adevărul, o nepricepuților și zăbăvnici cu inimă. Când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Adică? Acum înțeleg ce vrea să spună profetul Isaia. Iisus va fi străpuns pentru toate păcatele lumii.
unde este? A dispărut în fața ochilor noștri. S-a făcut nevăzut. L-am văzut cu ochii noștri. Cred și eu într-adevăr că Iisus a înviat. Da, cred. Iisus a înviat. Iisus muri să fiu eu sfânt.